Bună ziua, sunt Nicoleta Olaru și astăzi vă propun să analizăm în cadrul capitolului perpendicularitate, drepte perpendiculare, dreaptă perpendiculară pe un plan. Să ne reamintim că încă de la clasa a șasea știm că în plan două drepte sunt perpendiculare dacă unghiul celor două drepte este un unghi drept, lucru pe care noi îl notam A perpendicular pe B. Această definiție se extinde în mod firesc și în spațiu. Astfel, putem defini că două drepte necoplanare sunt perpendiculare dacă unghiul celor două drepte este un unghi drept. Vă propun să analizăm unghiul dreptelor AE, respectiv DC, din paralelepipedul alăturat ABCD, EFG, H. Pentru a determina unghiul celor două drepte, construim o paralelă la DC, adică AB. Astfel, observăm că unghiul dintre EA și AB este un unghi drept, adică unghiul EAB are o măsură egală cu 90 de grade. Cum AB este paralel cu DC, înseamnă că EA este perpendicular pe DC, adică unghiul dintre EA și DC este un unghi cu măsură de 90 de grade. Am să vă rog mai întâi să urmăriți figura de mai jos. În figură am vrut să reprezint o ușă rotativă, asemănătoare cu cea de la intrările în diferite magazine. Fiecare ușă în parte este sub formă de dreptunghi, adică A, B, G, H, A, B, F, E, respectiv A, B, C, D, sunt dreptunghiuri. Pe măsură ce cele trei uși se rotesc în jurul muchiei AB, observăm că permanent AB rămâne perpendiculară pe muchiile care parcurg suprafața parchetului, adică BF, BC, respectiv BG. Același lucru îl putem gândi și în cazul foilor unei cărți, ținând seama că foile sunt sub formă de dreptunghi, iar muchia cărții rămâne permanent perpendiculară pe muchiile care parcurg suprafața de sprijin. Așadar, definim că o dreaptă este perpendiculară pe un plan dacă este perpendiculară pe oricare dreaptă din plan. Putem face observația că orice dreaptă paralelă cu o dreaptă perpendiculară pe un plan este perpendiculară pe plan. Deoarece planul conține o infinitate de drepte, este imposibil să demonstrăm că o dreaptă perpendiculară pe un plan fiind perpendiculară pe fiecare dreaptă a acelui plan. De aceea ne vine în ajutor următoarea teoremă. O dreaptă este perpendiculară pe un plan dacă e perpendiculară pe două drepte concurente din acest plan. Acest lucru îl vom scrie matematic. Dreapta D perpendiculară pe dreapta A, dreapta D perpendiculară pe dreapta B, A și B sunt două drepte concurente incluse în planul alfa. Atunci, dreapta D este perpendiculară pe alfa. Să urmărim un exemplu din viața de zi cu zi. În figura alăturată, vizualizați doi pereți și parchetul unei camere. O să observați că pereții, dar și parchetul, au formă de dreptunghi. Vom nota muchiile parchetului cu A și B, iar muchia comună celor doi pereți, muchia laterală cu D. Pentru că parchetul are formă de dreptunghi, atunci muchia A este perpendiculară pe muchia B, iar pentru că pereții sunt de asemenea sub formă de dreptunghi, D este perpendicular pe A, respectiv D îi perpendicular pe B. A și B, după cum vedeți, sunt concurente. Atunci, muchia laterală a peretelui, notată de noi cu D, este perpendiculară pe planul parchetului. Putem trage următoarea concluzie. Dacă o dreaptă D este perpendiculară pe un plan, atunci ea este perpendiculară pe oricare dreaptă inclusă în acest plan. Astfel, vizualizați mai jos planul alfa cu dreptele care conține dreptele B și C, iar dreapta D perpendiculară pe planul alfa.
Dacă dreapta e perpendiculară pe alfa și dreptele B și C sunt incluse în alfa, atunci vom spune că dreapta D este perpendiculară pe B și dreapta D este perpendiculară pe C. Ținând seama de exemplu anterior și de teorema enunțată mai înainte, putem să aplicăm câteva lucruri la prisma patrulateră dreaptă. Veți observa în cazul prismei patrulatere drepte că muchia laterală este perpendiculară în același timp pe două muchii ale bazei, adică putem trage concluzia că muchiile laterale ale unei prisme drepte sunt perpendiculare pe baze. În continuare, reținem următoarea teoremă. Două drepte perpendiculare pe un plan sunt paralele, adică dacă dreapta D este perpendiculară pe planul alfa, dreapta A e perpendiculară la rândul ei pe planul alfa, atunci dreptele D și A sunt drepte paralele. Sau, o altă teoremă, două plane perpendiculare pe aceeași dreaptă sunt plane paralele, așa cum observați în figura alăturată, adică dreapta D e perpendiculară pe planul alfa, dreapta D e perpendiculară pe planul beta, atunci planele alfa și beta sunt plane paralele. Ținând seama de teoremele parcurse până acum, vă propun în final să încercați să rezolvați singur următoarea problemă. În piramida patrulateră regulată dreaptă, VABCD, O reprezintă intersecția diagonalelor bazei. Va trebui să arătați că VO este perpendiculară pe planul ABC. Vom reține că VO reprezintă, de fapt, înălțimea piramidei VABCD. Vă doresc succes!